Salutare, dragilor! Eu sunt Marius și astăzi facem un nou vlog. După cum vedeți și în thumbnail, astăzi vreau să vă zic câți bani câștig eu pe acest camion. Mai exact, cu câți bani ajung eu acasă pe lună. Și o să aflăm chiar acum. Deci, dragilor, în primul rând, dacă ai o lună calendaristică muncită, fără concedii, fără medical sau alte chestii, deci plecăm cu un avans de 11 milioane, că banii la noi la firmă se dă de două ori, avans și lichidare. Deci plecăm odată cu 11 milioane în avans, după aia mai avem o lichidare de 35 de milioane și după ăștia 35 de milioane ne mai dă alți bani care au o denumire de urnă. Practic banii ăștia de urnă, ci că s-ar fi mâncarea care pleci tu acolo să ai în cursa respectivă, în ziua respectivă, să ai bani de mâncare, așa se zice, de urnă, în transporturi, în meseria care o fac eu. Pe o lună de venit la muncă, încă 11 milioane. După aia mai avem iar un car de la Rompetrol care ne mai dă niște litri de benzină. În fiecare lună ne dă să băgăm benzina respectivă. Eu zic că nu e cazul să vorbesc despre așa ceva, că oricum nu contează prea mult. Nu ne dă așa, dacă era să ne dea un plin, ziceam, da frate, ne dă un plin. Da, nu. Că acolo așa, o sumă. Deci avem odată 11 milioane avans, 11 milioane de urnă, 22 de milioane. Și cu 35 de milioane avem 57 de milioane. E, cu 57 de milioane mă duc eu acasă în fiecare lună, aproximativ. Bă, nu știu dacă e mult sau... Nu știu dacă e mult sau puțin, dar vă zic și exact cum muncesc eu la firma aceasta, de îmi convine banii ăștia. Dacă vreau să câștig mai mult, automat trebuia să muncești mai mult. Și în primul rând am 3 săptămâni care în fiecare săptămână muncesc diferit, cum v-am zis. Deci prima săptămână o să plec la serviciu la camion la ora și o să termin treaba, cursa la ora 12 noaptea, toată săptămâna, deci plec așa. A doua săptămână în curs, o să intru la muncă, la camion, la ora și o să termin undeva la 1 după amiază, 1, 2, toată săptămâna, intru la 4. Trebuie să precizez că sunt în fiecare seară, sunt acasă, sunt în patul meu. Pot să beau o bere, pot să mă relaxez, pot să fac ceva pe lângă casă, am timp, slavă Domnului, nu rămân la cabină deloc, nu dorm peste noapte la cabină. Și asta e un lucru foarte bun, pentru că eu am o casă în construcție, trebuie să mai fac, să pun o gresie, să izolez, să chestii, știți cum e la țară. Pentru mine timpul ăsta contează foarte mult. La a treia săptămână o să vin la muncă, deci vă dau un exemplu chiar astăzi, sunt în a treia săptămână, am venit la muncă la ora... Doamne iartă-mă, nu e șefii șefilor, aș dori să vin la muncă. Deci am venit la frumos la camion, am luat camionul, l-am giugiulit, l-am șters, l-am făcut, am plecat în cursă. Și ies de seară la ora 19:20, eu am terminat, am parcat camionul și sunt din nou acasă, pe perna mea. Bă, v-am zis, cam asta e munca care o fac eu. Nu sunt plătit la kilometru, sunt la salariu fix, nu sunt ca alți colegi să iau 2000 la kilometru, chestii, să... Cu câți kilometri fac mai mulți, cu atât iau bani mai mulți. Să dăm și prioritate aici așa la slobozia. Așa. V-am zis, ăsta e salariul fix de încadrare. Mie una îmi convine că sunt în fiecare seară acasă, pe perna mea și mai fac ceva pe lângă casă. Tot ce am făcut la mine acasă, am făcut numai de mânuța mea. De aia spune, acoperișul, în câte ape să fie? Izolare, în câte ape să fie? În două ape, apă plată, apă minerală. Da, dragilor, cam asta e. Am, oricum, am colegi care lucrează în condiții
foarte, foarte grele. Băi, lucrează cu greutate, cu destea și bine, ia și bani, dar să mergi cu 30 și ceva de tone zi de zi și să dormi la cabină pentru 65-70 de milioane, nu știu. Oricum e alegerea fiecărui om. Mie dacă nu-mi convenea aici, nu stăteam 10 ani de zile. Au, ce bagă băieții la basculă. Furnicar. Meseria are riscul ei. Eu am ales să stau pe bani mai puțin, dar să fiu mai mult pe acasă, să, în ghilimele. Să dorm pe perna mea. Nu să dorm la cabina aici. Să mă spăl, să beau o bere, să stai cu familia. Pentru mine asta contează cel mai mult. Și v-aș ruga să lăsați în comentarii cum vi se pare. Vă duceți pe muncă mai multă și bani mai mult sau muncă ok și bani ok? Oricum, frumoșilor, acum 15-18 ani lucram și eu pe prelată, era la începutul de drum atunci. Băi, trebuie să spun, nu prea vineam pe acasă, mă lătra câinele. Și nu mai vreau așa, știu cum e. Să pleci duminică seară de acasă, pentru că așa făceam pe prelată, pe frig, nu prea se stă pe acasă. Te aleargă omul, patronul. Să faci kilometri, să... Na. Și vă zic că cum era acum 18 ani. Deci plecam duminica de acasă cu camionul. Bine, camionul l-aveam acasă, parcat în fața porții. Acum s-a mai schimbat treburile. Camionul o să rămâne la firmă, alte trebuie, dar oricum nu fac naveta cu mașina mea proprie la servici. Deci acum 18 ani, dragilor, plecam duminică seara de acasă ca să fiu la ora 8 dimineața la descărcare. Luni dimineața la ora 7-8 eu trebuia să fiu la descărcare oriunde în țara asta. Vă dau exemplu, la Brașov, la oriunde aveai cursă. Și plecam, de exemplu, la Brașov, descărcai la Arabesc. La Arabescu, descărcai acolo frumos, după aia plecai la Timișoara, de la Timișoara ajungeai la Bacău, de la Bacău vineai la Buzou, vineai un pic pe la Buzou, încărcai electros, te ducea iar la Timișoara, de la Timișoara te aducea tot așa, nu știu, la Craiova. Băi, și ajungeam să vin acasă vineri la 8-9 seara, vineam acasă cu camionul. Sâmbătă te chema patronul la firma acolo, să gresez mașina, să pula mea, să regres frânele, să cum era atunci pe timpul ăla. Adică în sâmbătă aia oricum nu era acasă. Să alimentez camionul, să-l gresez, să-l speli, să-l fut, să-l... Pentru că așa era timpurile. Duminică stăteai tu un pic acolo, făceai un greutar, noaptea târziu duminică trebuia să pleci în cursă, ca pentru luni să fii iar la muncă. Nu mai vreau așa. Atunci eram tânăr. Bine, nici acum nu sunt în vârstă, dar oricum 20 ceva de ani, vedeai țara, era ceva wow. Adică nu simțeai când făceai kilometri ăștia și dormeai la cabină, te uitai la televizor, aveam un televizor color aici așa pus pe o măsuță în cabină. Stăteam până noaptea târziu. Era altceva. Acum nu mai obișnuiesc să fac chestiile astea. Cum v-am zis, sper să nu mă țin ăsta aceea să blochez rontul ăsta. Nu știu, da, ce dracu-i traficul ăsta aici la Slobozia, nu știu ce dracu se întâmplă. Hai, lăsăm să se bage, că așa e frumos. Și, cum v-am zis, cam leafa asta o câștig eu. Mie una, sincer, îmi convine. Am câștigat bani și mai mulți, dar nu am fost mai fericit neapărat. Am preferat să stau mai mult pe lângă casă, să fac ceva pe lângă casă, să fac cu mâna mea și cu munculița mea acolo. Pentru că asta mă face să mă simt cel mai bine. Când fac eu cu mâna mea, să zic, uite bă, chestia asta am făcut-o anul ăsta, bă, am făcut terasa asta, am făcut living-ul, am făcut chestiile astea, am schimbat acoperișul, am pus
Am ridicat acoperișul cu mâna mea, am pus tabla, am făcut chestiile astea și pentru mine asta contează cel mai mult și asta mă împlinește. De asta activăm și auto-hold-ul, îmi ține să nu ia camionul în spate. Mi-a apărut și în bord acolo frumos, auto-hold-ul. Când accelerez, decuplează și pornește automat. Urcă, dă drumul singur. Nu știu ce dracu merge greu așa aici, se lucrează ceva, orică e un accident ceva, nu știu. Zice că se lucrează, mamă, până unei coadă, ești nebun la cap. Parc industrial, până la parcul industrial e coadă, 4 km. Bă, ești nebun la cap, 4 km de coadă. Am băiat piciorul. Da, dragilor, cam asta vreau să vă zic, jobul ăsta al meu aici, care lucrez. De am vorbit o leacă de sumele astea. Poate sunt unele dintre voi care vrea să fie interesat cât câștigă un șofer pe camion, așa. Nu știu, nu cred că e minim sau nu cred că se ia mai puțin. Nu cred că sunt salarii mai mici de 50 de milioane pe camion, așa, nu știu. Eu așa zic, mai mult da. Dar pe mine ce m-a motivat, frate, e timpul. Timpul ăsta pentru mine contează cel mai mult. Să am timp să mai fac una alta pe lângă casă. Nu știu. Nu toată ziua, nu mai vreau să fiu mereu plecat de acasă. Și ce zic? Mamă, ce aude aici. Ce bine arată, mă. Îmi place. A7 cu banda aia în spate LED. Arată foarte, foarte bine. Hai că se pune și în mișcare. A, dirigează aici poliția. Avem poliția locală, a rămas un coleg în pan aici. Băi, chiar pe pod, nu mă așteptam. Ce ghinion pe șoferul ăsta. Să rămâi cu camionul în pană chiar pe pod. Au, ce frumos BMW-ul aici. Iveco. De exemplu, colegul ăla care lucrează pe cisterna asta de gaz lichefiat sau chestii de astea, benzină, motorină, ăștia câștigă foarte mult cu ADR-ul, cu astea. Deci un coleg care transportă motorină, benzină, ăștia câștigă de la 70 de milioane în sus pe cisternă. Aleargă de rupe pământul. Bine, aleargă, ce înseamnă alerga? Merge la program, frate. Adică 9 ore baci. 9 ore de condus zilnic baci. Frate, eu recunosc că eu nu merg aici 9 ore pe zi. Deci merg 2 ore, o oră încărcat, 2 ore înapoi. Ai înțeles? 4 ore conduc. Bă, 5 ore ăștia contează, 5 ore la sănătate, la coloană, la astea contează zilnic. Uitați ce coadă e, mamă. Exact cum mi-a zis până aici, până la parcul industrial. Aici, pe partea dreaptă, e parcul industrial. Contează. Una e să conduci 9 ore, alta e să conduci 4 ore zilnic. 4-5 ore acolo. Nu? Zic și eu. Și să fii acasă și să ai 57 de milioane pe lună. Ha? Control trafic. Mamă.
Mamă, să arunci unul o țigare în remorca lui băiatul ăsta cu, cu balos de paie. Cum ar fi? Bă, ce greu mergem, mă. Dragilor, cam ăsta a fost vlogul. Dacă vă place, apăsați butonul de like. Dacă vreți să vă abonați, dați acolo subscribe la canal. Vă aștept pe toți în rubrica de comentarii acolo și să vorbim, de ce nu. Eu am fost Marius. Până data viitoare, numai bine. V-am pupat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.